Ok, mulți dintre voi știți că sunt obsedat de mentor și de dezvoltare personală. E o chestie pe care o am. Anul trecut am investit peste 100.000 de euro în mentori. Probabil anul ăsta o să depășim cu mult cifra asta. Și sigur, sunt mentor pe business, dar o bună parte din oamenii pe care i-am mă ajută în special să gândesc mai bine și să gândesc mai eficient. Astăzi vreau să vă dau niște informații gratuite aici, lucruri pe care le-am învățat lucrând cu mentorii mei și vreau să vi le pun la dispoziție aici gratuite despre cum am reușit să evit stresul și burnout-ul de aici pentru restul vieții mele și pun asta cu un oarecare semn de întrebare pentru că niciodată nu știi ce va urma sau ce o să se întâmple, dar vreau să vă dau câteva framework-uri de gândire pe care le-am obținut de la oamenii ăștia cu care am lucrat în ultimii ani de zile și pe care le-am văzut implementate de toți oamenii de succes din jurul meu la care am acces sau despre care am citit. Acum, informațiile astea, chiar dacă vi le dau, chiar dacă am plătit bani buni pentru ele, nu înseamnă că o să se și permanentizeze în voi. Deci de asta nu vreau să minimizez importanța unui expert într-o situație de genul și sfaturile pe care le dau aici nu vin dintr-o poziție de autoritate, nu vreau să fiu un expert și nu o să vă rezolve probleme peste noapte, așa că dacă aveți niște probleme cu zona asta de burnout, de stres, de anxietate, de orice mai departe, mergeți la un expert. Ce vă spun aici doar ce a funcționat pentru mine și sper să vă dea un insight sau o direcție bună, pentru că informația e una, aplicarea informației în tine e cu totul altceva și aici se vede cu adevărat valoarea unui expert. Hai să intrăm în ideea asta. Cum am reușit să mă detașez și cum am reușit să am o energie din asta așa foarte pozitivă și complet să fiu entuziasmat de viață în fiecare zi sau, mă rog, aproape în fiecare zi, de la săptămână la săptămână, de la lună la lună, fără să am stres, fără să am burnout, cu toate că am destul de multe responsabilități pe mine, am destul de multe probleme care apar în viața mea, dar cu toate astea lucrurile merg ok. Și vreau să vă dau aici secretul și o să facem în felul următor. O să fie 3 elemente de bază, primele două o să fie destul de banale, a treia o să fie super mindfuck și super deep și super interesant, așa suculente din punctul ăsta de vedere. Hai să începem cu primele două. Primul lucru aici e somnul. Știu, e un sfat pe care toată lumea îl dă, dar nimeni nu-l respectă. De 2 luni de zile am început să mă culc la ora 10 seara și e de departe cea mai bună chestie pe care am putut să o fac când vine vorba de productivitate și de well-being pe care o am în viața mea în ultimii ani de zile. Efectiv, mă culc la 10 seara, mă trezesc la 6, uneori la 5, uneori la 7, la cât vrea corpul meu, mă trezesc fără alarmă. E de departe cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Nu pot să subliniez cât de important e să ai somnul respectiv. Acum, corpul fiecăruia din noi e diferit și poate pentru voi nu funcționează la fel de bine să vă culcați la 10 seara, dar pentru mine e mană cerească. Și în momentul în care înțelegi tiparul corpului tău și cum funcționează și dacă îi dai somnul necesar, face minuni pentru starea ta de bine, pentru stres, pentru claritatea pe care ai, pentru că uneori ai nevoie să dormi mai mult, pur și simplu. Uneori ești obosit pentru că n-ai dormit și funcționăm cu somn, avem nevoie de somn. Și uneori lucrurile sunt atât de simple încât trebuie să dormi. Asta e nevoie. Al doilea lucru pe care vreau să-l dau aici e timp cu tine. Timpul ăsta personal, timp în care tu să stai cu tine, fără nicio distracție, fără să faci nimic, să te uiți în zari, să te gândești la lucruri și eventual să le pui pe foaie, să le scrii, să vezi unde mai e viața ta, ce se întâmplă, e extrem de important. E vital. Eu îmi planific, de exemplu, am un sistemul meu în care în fiecare săptămână am nevoie neapărat să am un număr de ore în care să stau doar eu cu mine, cu nimeni altcineva și fără nicio altă distracție. Efectiv, să stau singur, să mă uit în gol. Și îți vin o grămadă de lucruri în orele respective, o grămadă de lucruri care îți aduc claritate și îți aduc liniște și îți aduc pace și îți aduc un sentiment din ăsta de congruență. Nici nu mai procrastinezi apoi și nici nu mai e stresat pentru că îți dai timp cu tine și îți dai timp să petreci cu tine și în modul ăsta și celelalte lucruri intră în linie dreaptă. Pentru că dacă nu faci asta, după aia o să cauți inconștient să obții timpul ăsta cu tine și ajungi să procrastinezi pentru că atunci când ai ceva de muncit, creierul tău o să-ți miște atenția spre bă, hai să facem timp pentru tine. Și nu o să te poți focusa pe ce ai în față pentru că o să ai nevoie de timp pentru tine și în felul ăsta te stresezi pentru că nu-ți faci treaba, te stresezi pentru că n-ai timp pentru tine și ajungi la o cacealma. Acum, al treia lucru și aici lucrurile devin interesante. Legat de burnout și stres. Țineți minte că sfatul ăsta vi le dau aici gratuit. Apropo, lăsați-mi un comentariu sau dați un like dacă vă plac videourile de genul ca să știu să mai fac. Vreau să văd părerile voastre că în felul ăsta să nu vorbesc în gol degeaba. Modul prin care te descurci cu burnout-ul și stresul e prin a renunța la credința că timpul este liniar. Asta e afirmația? Hai să o despachetăm puțin să vedem ce e în spatele ei. Noi avem minți raționale care operează într-un ocean de haos. Lumea din jurul nostru este un haos și încercarea de a fi rațional și logici și a obține secvențialitate în lumea asta din jurul nostru, care e complet haotică, e
complet ilogică, e complet irațională și aici apare cumva un paradox. Pentru că noi ca oameni avem nevoie de raționalitate, avem nevoie să știm că avem un job, să știm că putem să promovăm în jobul respectiv, să știm că avem niște avioane pe care ne bazăm, că ajung la timp, că ne încadrăm în nu știu ce deadline-uri și așa mai departe, că ne putem seta obiective. Avem nevoie de rațiunea asta ca să operăm. Ne dă siguranță, ne dă stabilitate, avem nevoie de logica asta, de secvențialitatea asta. Asta ne dă capacitatea de a construi, de a trăi într-o societate și asta ne diferențiază pe noi oamenii de lemuri. De asta oamenii au cucerit orașe și construiesc orașele astea și nu maimuțele care nu au capacitatea asta de a imagina abstract și de a defini timpul în linearitatea lui. Și aici vreau să vă provoc puțin imaginația. De ce credem că timpul este liniar și că zilele se succed și împărțit în zile de 24 de ore? De ce știm treaba asta? E pentru că Pământul are pur și simplu o rotație în jurul propriei axe și e luminat cât timp e în dreptul Soarelui. Ciclul ăsta ne definește nouă ideea de timp și faptul că timpul e liniar. O să ajung imediat să vă leg lucrurile de burnout și de anxietate. De ce spun toate lucrurile astea? E nevoie să așteptați puțin, aveți puțină răbdare cu mine că ajungem acolo. Timpul nu este liniar și nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt aici, trebuie să-l credeți pe Albert Einstein, de exemplu, care a spus că timpul este o iluzie. Și ca să-l citez, oamenii ca noi care cred în fizică știu că distinția între trecut, prezent și viitor este doar o iluzie încăpățânată și persistentă. Asta e citatul lui Albert Einstein, unul din cei mai renumiți, dacă nu cel mai șmecher fizician din toate timpurile. Avem conceptul ăsta că timpul este o iluzie. Mergem mai departe la următorul lucru pe care vreau să-l adresez aici, anume mecanismul de comparație. Noi ca oameni ne comparăm între noi și între evenimente, astfel încât să putem să avansăm mai departe, să putem să supraviețuim. Mecanismul ăsta de comparație a fost construit în noi ca un mecanism de supraviețuire. Pentru că dacă te compari cu X, poți să înțelegi ce face X, să faci și tu mai bine și în felul ăsta să crești. Și observați din nou pe tiparul ăsta de linearitate, de secvențialitate, că ești mai bun, că ești mai rău, e un spectru și de la bun la rău e o dinamică în asta pe care poți să avansezi, e o scală pe care poți să avansezi. Și prin tiparele astea de comparație, preluăm niște credințe crescând și formându-ne ca adulți în societatea asta pe care le credem din tot sufletul nostru. De exemplu, trebuie să mă căsătoresc până la 30 de ani, trebuie să am un business până la 12 ani, trebuie să fac 100 de 1 milion de euro până la 25 de ani, că altfel, uite, și Steve Jobs a făcut chestia asta. Pentru că trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, uite, vecinul a făcut așa, tu de ce nu poți? Toate conceptele astea, toate presiunile astea se adună peste noi, se adună în capul nostru, se pun una peste alta, una peste alta. Și în toate constructele astea există un spectru. Există, nu ai făcut asta, ești aproape să faci asta, ai depășit asta, e foarte bine. Există tot timpul de la rău la bun. Există un spectru pe care te plimbi. Și chestia asta e o fucking iluzie. Chestia asta nu există. Conceptele astea, credințele astea pe care noi le avem sunt ireale, sunt în imaginația noastră. Și să-ți definești fericirea prin ele e pură nebunie, să pui presiune asupra ta crezând în ele și forțându-te să crezi în ele e, nu știu, hipnoză curată. De aici apare burnout-ul, de aici apare anxietatea, de aici apare stresul, de aici apar problemele, pentru că apar credințele astea pe care noi le credem și ne înhămăm la ele ca niște boi la un joc, scuzați-mi expresia. Și efectiv tragem pentru că trebuie să mergem din punctul X în punctul Y pentru că așa credem și credem cu tărie în treaba asta. Pentru că dacă nu facem asta, avem impresia în noi cumva inconștient că o să murim, că nu o să supraviețuim, dacă îmi pierd jobul nu o să mai trăiesc. Ceea ce e fals. Dacă aveți internet și vă uitați la video ăsta, nu o să muriți de foame. Vă garantez eu, nu o să muriți de foame. Suntem printre cei norocoși. Unul din cinci oameni au mers cu avionul în lumea asta. Unul din cinci oameni au mers cu avionul. Ca să vă imaginați în ce bulă de noroc suntem. Dar cu toate astea, inconștient în mintea noastră, există tiparele astea. Că dacă nu se îndeplinește o credință în asta pe care o am, o să fie nasol. Și de asta suntem prinși în linearitatea asta păcătoasă, în care trebuie să merg de la X la Y, am atâta timp să fac asta, dacă nu fac asta în unitatea de timp și nu avansez de la X la Y în unitatea asta de timp, o să pierd. Cu cât ești mai obosit, cu cât ești mai în burnout sau mai stresat, cu atât parcă se întărește mai mult credința asta că trebuie să tragi și mai tare, că trebuie să găsești o soluție, că trebuie să ieși de acolo. Și în momentul în care privești chestia asta puțin în exterior și te uiți la realitatea asta și începi aproape să râzi de prostia pe care o faci și de presiunea pe care o pui pe tine și de biciul pe care îl pui în fiecare zi asupra ta, în momentul în care poți să vezi treaba asta în exterior, iluzia dispare și se disipă. Și apoi devii mai relaxat.
Pentru că îți dai seama că nu contează chiar așa mult. Nu e chiar așa relevant. Și timpul nu e liniar. Obiectivele și încercarea noastră de a spune că până la 25 de ani trebuie să fac 1 milion de euro, e aberantă. Pur și simplu nu funcționează așa. Și când mă uit la toți oamenii de sus și vorbim cu toți mentorii și vorbim cu, și la psihoterapie, mergând și toate, timpul nu funcționează în mod liniar. Nu e ca și cum aș putea să controlez timpul. Faptul că vreau să funcționeze în mod liniar e o dorință a mea de a avea un control. Nevoia de a ști că am definit timpul, că l-am împărțit eu pe sezoane, pe ani, pe luni, pe zile, pe săptămâni, pe deadline, pe așa mai... E nevoia de a ști. E o nevoie de care mie îmi conferă siguranță. Dar uite partea plot twist-ul aici. Fiți atenți. În nevoia de siguranță zace chiar lipsa de libertate. Sigur, nu vreau să ne ducem acum în extrema asta în care nu facem nimic și toate lucrurile se întâmplă și cumva o să fie bine. Pentru că nu, nici chiar așa. Dar nici în extrema în care dăm cu biciul și punem presiunea asta pe noi și credem în iluzia asta că timpul e liniar și că ce controlez eu aia o se întâmple. Pentru că nu e atât de mult în controlul nostru pe cât am vrea să fie. Și ori de câte ori mă regăsesc într-o stare din asta de stres sau de burnout sau de ceva de genul, îmi dau seama că vine asupra mea sau că sunt într-o iluzie în care cred, o iluzie pe care trebuie să o privesc dintr-un alt unghi din exterior și pentru care trebuie să învăț să nu mai cred în ea. Pentru că în momentul în care nu mai cred în iluzia respectivă, mă eliberez, câștig un grad de libertate în plus. Și aici mă ajută mentorii, mă ajută să merg la psihoterapie, mă ajută să mă înconjur cu oameni care se gândesc mai sus ca mine, pentru că ei văd din altă perspectivă unghiul în care sunt. Asta e lucru pe care eu l-am învățat și care mie mi oferă mai multă energie, mai multă libertate, mai multă liniște și chiar mai mult progres. Pentru că e uimitor cât de mult progres faci atunci când nu îți propui să controlezi progresul respectiv, ci lași să se întâmple. Cumva. E puțin voodoo, dar cine înțelege, înțelege. Eu sunt Cristi, nu uita să lăsați un like sau un comentariu dacă v-a plăcut treaba asta. Trimiteți video-ul ăsta unui prieten care credeți că are nevoie de el. La revedere!